v-am găsit la Jurnalul Orei 15. Premierul Florin Câțu insistă că rectificarea bugetară este una pe plus. În urmă cu puțin timp, șeful executivului a declarat că au fost încasări mai mari la buget. Mai mult, Câțu susține că bugetul este unul echilibrat, însă o analiză amănunțită arată că cifrele guvernului se bat cap în cap. La prima vedere, rectificarea bugetară dă de înțeles că sistemul de pensii primește bani mai mulți. Un calcul atent făcut arată însă că premierul Câțu nu face decât să mute banii dintr-o parte în alta, iar de majorarea pensiilor nici nu se pune problema. Nu e prima dată când domnul Câțu ia din fondurile de pensii sume importante de bani. Am luat odată 6 miliarde. Probabil că s-a obișnuit și a văzut că de aici aș poate permite să ia fără multe comentarii. Pensiile sunt menținute înghețate, ca și salariile, dar prețurile n-au înghețat și ele vor crește alarmant, încât vom ajunge să nu avem de unde să ne mai asigurăm un trai decent. Nu înțeleg guvernul nostru pentru cine guvernează. Economiștii au văzut manevra politică din spatele calculelor. În calitate și de ministru al finanțelor, Câțu regândește traseul banilor luați de la pensionari și care ar urma să ajungă la primarii liberali. Domnul premier a avut întâlniri repetate cu primari liberali, numai liberali, promițându-le sume de bani pentru diferite acțiuni, în schimbul susținerii sale electorale la campania din interiorul partidului. Lucrul ăsta unde se văd? Se văd în alocarea sumelor. Ministerul Muncii, prin doamna ministru, a afirmat de foarte multe ori că nu există niciun fel de fond pentru niciun fel de plată, nici în sensul măririi puterii de pensie, nici în sensul alocațiilor pentru copii. Ori acum vedem o sumă care pleacă de la minister, nefiind utilizată. Astfel, banii în plus de la rectificarea cu care se laudă premierul nu par să fie decât o monedă de schimb în lupta pentru șefia PNL. Când a aflat că la rectificarea bugetară sportul românesc nu va primi vreun leu, Elisabeta Lipă s-a îngrozit. Actualul președinte al Federației Române de Canotaj l-a rugat pe premier să găsească soluții pentru a finanța sportul românesc. Fosta mare canotoare a avut o discuție în privat cu premierul Florin Câțu. Elisabeta Lipă se teme că din cauza lipsei banilor, centrele olimpice se vor închide. Când am aflat că la rectificarea bugetului s-au dat zero bani, nu am mai rezistat de durere și l-am rugat pe domnul Câțu să ne ajute. Din suflet l-am rugat să ajute sportul românesc să nu moară. Pentru că dacă bugetul este zero bani, dacă se închid centrele olimpice, este clar că asta se va întâmpla. Sportul moare. Nu vreau să cred că situația va rămâne așa cum este astăzi. Refuz să cred asta, a declarat Elisabeta Lipă. Totodată, fosta canotoare a vorbit și despre situația sportivilor cărora le este tot mai greu să se pregătească pe lacul Snagov din cauza bărcilor cu motor ale turiștilor. Cătălin Drulă, ministrul transporturilor, a dat însă asigurări că a fost emis un aviz care va reglementa limitarea vitezei, așa cum a cerut Federația de Canotaj, interdicția de traversare a culoarelor de antrenament, dar și obligația de respectare a indicațiilor de la embarcațiunile care însoțesc sportivii. Administratorul firmei care se ocupă de șantierul de la Biblioteca Națională, unde doi oameni au fost îngropați de vii, a fost dus astăzi la audieri, la 3 zile de când și-au pierdut viața, iar alți 4 muncitori au fost răniți. Nimeni nu a fost tras la răspundere. Se știe deja că acel șantier nu avea autorizație de construcție, deși primise amenzi pentru nereguli. Vă amintim, s-a deschis un dosar pentru ucidere din culpă după moartea celor doi muncitori. Șoferii de tir nevaccinați sunt revoltați că trebuie să stea în carantină atunci când se întorc dintr-o țară cu risc epidemiologic. Transportatorii se plâng că România este singura țară care impune astfel de reguli stricte. Șoferii de tir spun că se simt discriminați. În ceea ce privește vaccinarea, faptul că nu s-a reușit să se vaccineze oamenii, eșecul lor îl trimit la noi în curte. Asta fac. Cum putem noi să obligăm niște oameni să se vaccineze? Oamenii sunt opriți în frontiere, băgați 14 zile în carantină. Ăsta este adevărul. Și domnul prim-ministru ar trebui să recunoască treaba asta. În privința carantinării șoferilor,
Niciun stat nu își carantinează șoferii. Atenție, România nu are dreptul să carantineze un șofer care tranzitează țara. Măsura aceasta cu împiedicarea forței de muncă românești să ne exercităm activitatea în piața europeană, chiar nu o înțelegem. În sfârșit, vin vești bune pentru românii care vor să meargă în Marea Britanie. După un an de interdicții din cauza pandemiei, autoritățile din Regatul Unit au pus România pe lista verde. Astfel, începând de duminică, românii nu mai trebuie să stea în carantină dacă sunt vaccinați cu schema completă. Trebuie însă să facă un test de COVID-19, de care sunt scutiți doar copiii cu vârste de maximum 10 ani. Iar testul trebuie repetat a doua zi după sosirea în Anglia. De menționat că Regatul Unit încă se află pe lista roșie a României. Nici bine muncitorii nu au încheiat lărgirea plajelor, că șezlongurile le-au și umplut. Administratorii mai multor firme s-au grăbit să-și amplaseze șezlongurile cât mai aproape de mare pentru a cere bani mai mulți de la turiști. Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, polițiștii, inspectorii ANAF și jandarmii verifică noile plaje de la Mamaia, dar și pe cele vechi, pentru a-i sancționa pe operatorii care și-au amplasat abuziv șezlongurile. Se verifică legalitatea tuturor activităților care au loc pe plajă, de la ocuparea mai mult sau mai puțin abuzivă a domeniului public, de la activități care au legătură cu activitatea fiscală, cu perceperea de anumite taxe pentru șezlonguri, pentru umbrele, pentru alte activități care au legătură cu această activitate. Vreau să menționez că această plajă au acces toți cetățenii, toată populația, familii, accesul este liber și nimeni nu poate percepe vreo taxă pentru ceva anume pe această plajă nouă. Cine face acest lucru, îl face în mod total ilegal. Vremea rea se întoarce în țara noastră. Meteorologii au emis pentru astăzi o avertizare meteo de vijelii puternice și ploi torențiale în aproape toată țara. Vântul va bate în rafale de peste 100 de km pe oră. Vizate de codul portocaliu sunt mai întâi regiunile Banat, Crișana, Maramureș, iar după amiaza și noaptea fenomenele meteo extreme vor lovi Transilvania, Oltenia, Moldova și Muntenia. Vijeliile sunt inclusiv așteptate pe seară în capitală. Singura zonă care scapă de ploi este litoralul. Avertizarea meteo este valabilă până mâine dimineață la ora 6. Administrația Națională de Meteorologie a emis 3 mesaje, 2 avertizări meteorologice și o informare meteorologică. Primul mesaj vizează disconfortul termic ridicat, astfel că în regiunile sudice acesta se menține ridicat. Indicele temperatura umezală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade. În județele Olt, Teleorman, Giurgiu și Călăraș, disconfortul termic va fi chiar deosebit de accentuat, iar maximele se vor situa între 38 și 40 de grade. Pe parcursul zilei de astăzi vom vorbi despre instabilitatea atmosferică, astfel că începând cu ora 12 va intra în vigoare un cod portocaliu, valabil până mâine dimineață la ora 6. Grecia se împarte în două, în timp ce capitala Atena este înconjurată de incendii cu păduri și case făcute scrum. În alte zone ale țării este atmosferă de vacanță. Pârjolul din Grecia i-a speriat însă pe români, astfel că tot mai mulți au început să renunțe la vacanțele rezervate. Carantina de două săptămâni la intrarea în România, dar și incendiile majore ce au loc în această perioadă în Grecia, conving tot mai mulți turiști să renunțe la vacanțele lor. Problema este că hotelierii refuză să returneze banii primiți în avans, iar internetul este sufocat de anunțuri de la persoane care speră să își recupereze măcar o parte din bani. Pe de-o parte este stresul pricinuit, în primul rând, de intrarea Greciei pe lista roșie. Sunt foarte mulți turiști români nevaccinați sau care au persoane nevaccinate în grupul lor, în cadrul familiei, în cadrul grupului de prieteni, turiști care nu mai doresc să meargă cu acești membri ai familiei în vacanță.
Așadar, acesta este un motiv foarte temeat pentru anularea vacanței. Pe de altă parte, cum a spus, și aceste incendii. Cu toate acestea, situația nu este chiar așa critică pe tot teritoriul elen. Sunt zone în care nu există incendii, iar persoanele vaccinate vor fi scutite de carantină la întoarcerea în România, chiar dacă Grecia se află în zona roșie. Nu există această temere în zona în care ne-am aflat noi, ne aflăm noi. Vreau să spun că nici măcar față de perspectiva aceasta a crizei medicale nu există o temere. Grecii nu poartă mască în spațiile publice, chiar dacă noi, de exemplu, avem autoritățile române o abordare destul de restrictivă față de cetățenii români nevaccinați care vin dinspre Grecia spre România. Nu poartă mască în spații publice, grecii chiar se uită ciudat la toți cei care poartă mască. La întoarcerea în România, copiii sub 6 ani sunt scutiți de carantină, iar cei între 6 și 16 ani nu vor sta izolați dacă prezintă un test PCR negativ numai vechi de 72 de ore. Organizația Mondială a Sănătății cere să se amâne administrarea celei de-a treia doze de vaccin împotriva coronavirusului până la sfârșitul lunii septembrie. Scopul pentru care OMS vrea să întârzie acest proces este legat de țările sărace care au vaccinat o mică parte a populației, relatează Reuters. Cu alte cuvinte, Organizația Mondială a Sănătății vrea să ia vaccinurile de la statele dezvoltate și să le dea celor sărace. Șeful OMS vorbește de luni de zile despre inegalitatea vaccinării, însă punctul său de vedere nu este susținut de Occident. Statele Unite au respins ferm apelul OMS privind amânarea administrării celei de-a treia doze. Purtătoarea de cuvânt, în schimb, a Casei Albe a declarat că Statele Unite nu trebuie să aleagă între a-și vaccina cetățenii sau a le dona țărilor sărace, transmite Ager Press. Veganii din Marea Britanie ar putea scăpa de vaccinarea obligatorie. Mai mult, angajatorii riscă să fie dați în judecată dacă insistă că lucrătorii trebuie să fie vaccinați cu ambele doze. Motivul este că, deși vaccinatul COVID nu conține produse de origine animală, au fost testate pe animale. Anul trecut, veganismul etic a fost considerat o caracteristică protejată de un tribunal din regat. Asta înseamnă că orice angajator ar risca acțiuni în justiție dacă ar ordona vaccinarea obligatorie a personalului. Nadia Comăneci a vorbit într-un interviu acordat ProSport despre neșansa Larisei Iordache, care a ratat finala de la Bârnă la Jocurile Olimpice. Cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor a spus că dacă Larisa ar fi concurat, ar fi reușit să obțină o medalie. Și citez aici, Larisa a avut din nou ghinion cu accidentarea la Tokyo. În finala de la Bârnă s-a calificat cu o notă mare, a declarat Nadia. Ea a vorbit și despre Twisters, boala gimnaștilor, care l-a afectat inclusiv pe soțul Nadiei, Bart Connor. Rihanna este cea mai bogată artistă din lume. Cântăreața de doar 33 de ani are o averă estimată de revista Forbes la 1,7 miliarde de dolari. Este oficial miliardară. Cântăreața americană face parte acum din rândul celor mai bogați oameni din lume. Brandul ei de cosmetice, lansat în 2017, i-a adus acest titlu. Averea artistei se situează în jurul sumei de 1,7 miliarde de dolari. Totodată, ea este acum și cea mai bogată cântăreață din lume. În vârstă de 33 de ani, artista deține 50% din propria companie. Cea mai mare parte a averii sale, 1,4 miliarde de dolari, a fost dobândită din afacere. Restul banilor vin din muzică și datorită hiturilor sale. Dacă vă întrebați de ce arată Ricky Martin într-o formă de zile mari, vă spunem noi, cântărețul consumă în fiecare dimineață o băutură cu usturoi. Vedeta se trezește cu noaptea în cap și nu uită să practice zumba. Nu uită ca înainte să-și prepare o băutură care conține lămâie, miere și usturoi pentru a stimula sistemul imunitar și folosește cuburi de gheață pentru microcirculația feței. Cântărețul a recunoscut că a renunțat de mulți ani la carnea roșie, dar și la pui, iar acum consumă mai multe legume și fructe.
Un celebru actor de la Hollywood vine în România. Este vorba despre Franco Nero, care este invitatul special al Festivalului de Film de la Buzău. Actorul italian a devenit celebru la finele anilor 60 după ce a jucat în westernul de referință Django. Apoi a jucat și în regia lui Tarantino din 2012. În prezent, Nero pregătește în calitate de regizor de această dată lungmetrajul Omul care l-a desenat pe Dumnezeu, care îi va avea în rolurile principale pe actorii Kevin Spacey și Faye Dunaway. Și încheiem jurnalul cu imagini incredibile surprinse într-o pădure din Siberia. O pisică domestică se așează în calea unui urs brun care este pe punctul să atace tabăra unor oameni. Înfoiată, pisica stă neclintită pe poziții în fața prădătorului nedumerit. În cele din urmă, ursul se dă bătut, astfel că mica felină reușește să câștige lupta teritorială. Cam atât de aici, din studioul știrilor. Noi vă mulțumim pentru atenție. Andreea, mă întorc la tine. Ai văzut Ricky Martin, ai văzut ce știri frumoase ți-am prezentat astăzi. Vai, sunt impresionată, Iulia, dar vreau să spun că nu știu dacă mi-aș fi dorit să fiu iubita lui Ricky Martin și să-i mirase dimineața gura usturoi. Mulțumim tare mult, Iulia. Te așteptăm și mâine, începând cu ora 15, pentru că vrem să știm de la tine cele mai importante știri ale zilei. Iar acum noi mergem mai departe și vreau să vă spun așa, nu cred că există român care să nu știe piesa Palamachea sau Anise Ena Asteri. Muzica grecească este pe placul românilor și ne face ori de câte ori o auzim să ne ridicăm în picioare, să ne urcăm pe mese și să spargem farfurii. Astăzi i-am invitat în platoul nostru pe niște prieteni foarte, foarte dragi mie, o parte din trupa Greek for You. Avem așa Iorgos Athanasiadis și Yannis Romanos. Ia să Spaligaria, mă! Ce faceți? Cum sunteți? Sunt foarte bine. Suntem într-o perioadă aglomerată cu evenimente, cu tot felul de cântări și așteptăm și noi vacanță. Tu ai fost în vacanță? Un pic, așa, vreo 3 zile am avut voie, dar poate, poate, cine știe, plec. Vreau să le spunem oamenilor de acasă că probabil și-au dat seama din numele vostru că voi nu sunteți români, da? Și aș vrea să încep cu povestea voastră, să ne spuneți când și cum ați venit în România. Încep eu? Da, hai de Iani. Deci eu am venit în România în 2012. Am terminat facultatea acolo și armata și am venit să fac practica aici la o firmă de comercializa comerț numerice, automatică. Și așa l-am întâlnit și pe colegul meu la o locație, la un restaurant grecesc. A venit cu prietenii lui și ne-am întâlnit și de atunci am făcut și o colaborare, ne-am împrietenit. Iorgo, tu tot din 2012 ești în România? Eu sunt venit din 2011, am venit la medicină, cum mulți greci de altfel. Am venit, am terminat medicina și sper că o să o și practic tot în țară, adică n-am de gând să părăsesc. Mă simt foarte bine, m-am acomodat, m-am adaptat. E totul, mă simt ca acasă, adică nu am de ce să plec. Sunt convinsă că unul dintre motivele pentru care vă simțiți ca acasă este faptul că românilor le place foarte mult Grecia, dar și muzica grecească. Apropo de acomodare, acum ne place România, dar sunt convinsă că sunt foarte multe lucruri care au fost diferite față de Grecia, da? Cu ce v-ați acomodat așa mai greu? Mai sincer, eu nu pot să zic, adică chiar n-am întâlnit așa. N-am întâlnit niciun impediment de a mă acomoda. Suntem foarte, foarte apropiați, extrem de apropiați și la capitolul distracție, și la capitolul mâncare, și în tot ce ține asta de viață de zi cu zi. Deci n-am întâlnit niciun impediment. Suntem foarte apropiați. Deci eu am avut mult timp să mă gândesc cât a vorbit el. Chiar nici eu nu găsesc ceva care să ne... intrat în cale să nu mă simt bine aici. Adică... Știi și tu foarte bine că ai și tu cu ambele țări și ai văzut cât de apropiat suntem. Așa este. Uite, eu vreau să vă întreb așa. Sunt convinsă că la un moment dat vin oamenii la voi și zic așa, vreau nu știu ce piesă grecească. Cum reacționați în momentele alea? Eu personal mă bucură dacă e o piesă în afară de
Maria Metachitina și Balamaca, dacă e orice altceva, cu cel mai mare drag, adică mă bucur din tot sufletul să aud o altă piesă. Da, piesele astea și tu că a fost primele, probabil, foarte bine auzite, așa bine ascultate prin, prin România, așa au rămas de când, nu, de atunci. Nu putem să nu remarcăm faptul că vorbiți foarte bine limba română, da? Sunt 10 ani, dar... Practic vorbiți aproape ca un român. Ați învățat dinainte să veniți în România sau pur și simplu când ați venit aici ați început să învățați limba română? Eu am învățat dinainte, adică știam română dinainte. Mama mea fiind româncă, am vorbit românește și din casă știam limba. Dar totuși vorbeam cam stricat, adică când am ajuns aici nu vorbeam așa de bine cum vorbesc în momentul ăsta. Inclusiv și în casă vorbeam mai mult în greacă și nu prea îmi găseam cuvintele în română. Era mai greu. Și aici am perfecționat cum ar veni limba. N-am făcut școală, de exemplu, dar m-am documentat singur și am învățat să scriu singur în română. În română, deci... A, și scrii în română? Da, scriu, și scriu, cred că scriu destul de bine. nu prea m-a corectat. La început m-a mai corectat, dar acum cred că sunt destul de ok. Când ați descoperit faptul că vreți să încântați lumea cu vocile voastre? Asta de mult, asta de când eram deja în Grecia. Eu am făcut și școală de muzică, sunt dintr-o familie care toți avem așa tendențe cu muzica. Taică-meu compunea melodii, bunicul cânta la un sunet specific. Deci toți suntem cu muzica acolo și de copil mic, adică eram cu instrumente, după aia cu vocea și... Da, și eu tot așa de mic, acolo în Grecia, ne dă la o școală de muzică. Multă lume se duce și eu am început cu chitara, cu canto, și am și profesat acolo. Eu, de la 18 ani când am intrat la facultate, am cântat cu nume, cu Voskopoulos, cu Caras, cu Chiamos, adică am lucrat în domeniu destul de ani, 5-6 ani. Știu că în perioada asta și în general aveți foarte multe evenimente și aș vrea să-mi spuneți care sunt piesele preferate ale românilor. Sunt exact cele care zicea Maria Metachitrina. Că s-a cam plictisit. Da. Într-adevăr, noi în Grecia nu se cântă. Sunt foarte vechi piesele, de 50 de ani. Eu nici nu le știam. Înainte să vin în țara aici, în România, eu n-am auzit în viața mea de Maria Metachitrina. Și pe ce e asta în greacă? Ce melodia cui e? Păi, după vremea lui Nana Muscuri și lui... Deci Maria Metachitrina, știu sigur, Palamachea, Anise Nasteri. Anise Nasteri. Aici mai vorbim. Aici mai vorbim, așa. Zilevo. Zilevo. Da, de Ginete, probabil. De Ginete. Da, mai sunt unele. Uite, aș vrea pentru telespectatorii de acasă să fredonăm puțin, dar dacă vreți și voi să ne cântați așa puțin un refren dintr-o piesă care considerați voi că va ajunge la inimile telespectatorilor. Păi, cea mai potrivită ar fi asta cu Anise Nasteri. Că, uh-huh. Da? Uh-huh. Άνισε ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή. Ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε στα όνειρα να ζω. Μη ξημερώσει ποτέ να μη τελειώσει. Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ. Μπράβο, παιδιά! Ευχαριστούμε. Uite, nu pot să nu aduc în discuție faptul că voi ați avut colaborări și cu artiștii din România, așa este? Am avut și colaborări cu artistele de la Bambi. Bambi, mhm. Cred că am făcut chiar două piese cu videoclip, da, nu? Două avem cu ele? Da, două piese. Și a fost o colaborare foarte de succes. Uh-huh. Asta s-a văzut și în vizualizările de la videoclipul de pe YouTube și în aprecierile, comentariile care aveam de la lume. Adică a fost chiar de succes colaborarea cu fetele. Cum a fost, ca să zicem așa, intervenția lor în limba greacă sau în limba română? Nu, el a fost în limba română și noi am cântat în greacă. Cred că chiar de aia a prins așa de mult, că lumea și înțeles despre ce e vorba. Că la noi, dacă nu avem piese ritmate, lumea nu înțelege ce cântăm acolo. Și cred că a ajutat chiar mult asta.
Uite, vreau să le spunem oamenilor de acasă că pe lângă piesele celebre pe care le cântați, voi aveți și piese ale voastre, așa este? Și aș vrea să le spunem oamenilor cine se ocupă de ele, cine scrie, cine compune linia melodică. Noi ne ocupăm de absolut tot, și de compus, și de versuri. Bine, mai puțin cu partea de studio, că na, ne pricem și la partea aia, dar nu suntem așa de experimentați, așa că în partea aia cu studio și mixaj, master și toate cele, nu avem ajutor din altă parte, dar pe compus, pe versuri, pe toate cele, suntem noi, ne ocupăm 100%. Foarte frumos. Și urmează foarte multe, avem proiecte acum, avem foarte multe piese făcute, a fost și pandemia și am avut timp, dar nu avem timp să ajungem la studio. Că acum chiar, adică avem și evenimente publice și invităm toată lumea să vină să ne vadă la cele publice. Uite, hai să le spunem oamenilor de acasă că aveți o pagină de Facebook unde pot vedea unde se desfășoară viitoarele evenimente, așa exact, este? Da. Cum se numește? Deci pagina e Greek for You, dar să nu fie confuzie, se scrie cu Greek 4U, deci Greek for You, în sensul ăsta. Pagina de Facebook, de Instagram, pagina pe un site oficial. Site, website, acolo găsesc tot, adică care e Facebook-ul, Instagram-ul, videoclipurile, avem și niște poze, istoria noastră care am povestit acum puțin mai amplu acolo. Ce ne pregătiți, vreo piesă, ceva, nu știu, în toamnă, în vară asta, vă mai gândiți să mai lansați ceva? Avem o grămadă deja făcute pe care nici nu știm când să le lansăm și cum să facem, că suntem foarte, foarte prinși în perioada asta, dar sperăm chiar și în vară. Chiar și în vară acum septembrie să scrim la studio, să trecem vocile și vrem să facem și un videoclip, să fie așa mai frumos. Uite că m-ați întrebat de vacanță, vreau să vă întreb eu acum pe voi dacă ați fost în vacanță sau dacă urmează să plecați pe undeva. Eu, uite, chiar urma să merg în Grecia. Și eu. Dar n-am apucat încă să fac vaccinul. Și acum, pentru România, Grecia e în zonă roșie. Și acum mi-a creat o problemă, pentru că o să pierd vacanța. Dacă, într-adevăr, se menține pe zonă roșie, nu o să mai pot să plec. Că urmând după aia să mă întorc, e full de concerte. O săptămână lipsesc și stă Iorgos aici, că făceam cu schimbul. Dar după aia nu să mai putem să facem. Cum o să facem? O să fim blocați în chestia asta. Două săptămâni o să trebuiască să stau acasă și nu cred că mă mai duc. Să sperăm că avem noroc și se ridică restricțiile. Trebuie să ne adaptăm situației. Na. Trebuie să onorăm și contractele, evenimentele exact. Luate deja. Trebuie să găsim și timp pentru noi cumva. Trebuie să ne adaptăm și situației care e un pic mai specială. Da. Asta e cu toții și prin ce trecem și... Eu știu că o parte din familia voastră este stabilită acolo în Grecia și uite, aș vrea să ne spuneți ce fac ei, care este atmosfera, cum petrec, nu știu, sunt mai relaxați decât noi sau din contră? Eu știu, ai mers în Atena stau și chiar este foarte, restricțiile acolo sunt mai dure decât în România. Probabil că au fost și mai multe cazuri, după indicii care văd, într-adevăr, sunt mai multe cazuri. Și lumea se vaccinează mai mult ca aici, adică 50% mi se pare că e rata de vaccinare acolo. Încă la noi nu e la fel. Nu sunt nici pro, nici contra, dar pur și simplu încă nu am fost să o fac. Da. Ai mei sunt în Nevia, care din păcate de câteva zile este în ce de gândurile mele sunt acolo. Gândurile mele sunt la mine acasă. Da, lăsând la o parte situația care era deja existentă, acum mai apare și problema asta, care de fapt nu că a apărut acum, este o problemă veșnică în Grecia, în fiecare vară. Deci, gândurile mele sunt acolo și sper că și a tuturor românilor, că știu că și ei iubesc Grecia, iubesc grecii, că cred că și gândurile lor sunt cu ei. Și să sperăm că o să rezolvă și toate astea și trecem... Focurile astea, că e problemă mare cu... Doamne, ajută să trecem cu bine cu toții peste toate. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la noi și vă mai așteptăm cu drag. Și noi mulțumim de invitație. Iar noi acum mergem mai departe și vreau să vă dau așa puțin din vibe-ul de vară și vreau să ascultăm piesa Greek for You, Xehase Tapalia. În vibe-ul grecesc și mergem direct în Grecia și avem o transmisiune în direct prin Skype de la frumoasa Cristina Șișcanu. Bună ziua și bine ai venit! Bună, bună, te pup! Bine v-am găsit! Cristina, eu cred că ție ți este foarte greu acolo unde ești. Nu pot să vă mint. Nu este greu. E foarte bine. Chiar dacă e foarte cald, dar de două zile bate vântul și atunci este suportabilă căldura.
și chiar dacă Grecia este în zona roșie, nu resimt această situație pentru că lumea este destul de relaxată, deși este foarte atentă, se respectă restricțiile care sunt impuse, dar e totul, e o atmosferă relaxată, asta e foarte important. Aș vrea să știu dacă ți-ai băut cafeluța, frapeul dimineața pe plajă. Da, asta am făcut. În fiecare dimineață fac acest lucru. Mă trezesc de vreme, la ora 9 și un pic sunt pe plajă, pentru că vreau să prind și zgomurile din primele rânduri, pentru că e briza care suflă acolo și e mai bine, e mai... Și de aceea mă trezesc. Eu sunt matinala familiei, eu și Ștefania. Venim amândouă, pregătim șezlongurile frumos pentru toți ceilalți membri ai familiei care sunt mai somnoroși. Mai avem și alte treburi de făcut, mai avem de făcut și niște filmări și abia după aceea ne relaxăm și stăm așa pe plajă până seara la 8. Vreau să-mi spui dacă ești cu toată familia și cum vă distrați acolo. Da, suntem cu toții, suntem cu toți copiii, cu toți cei de copii, cu Ștefania, cu Filip, cu Petra, este și mama lui Mădălin care ne însoțește, mai sunt și niște prieteni, ne relaxăm, petrecem timp împreună, dus la un loc, pentru că știi cum e, în timpul anului avem foarte multă treabă. Și Ștefania este mare deja, are și ea serviciu, este și ea în concediu acum și atunci cumva am hotărât să stăm cu toții la un loc să ne bucurăm de acest timp petrecut împreună. Și da, e foarte frumos. E cea mai frumoasă perioadă atunci când stai cu familia. Uite, noi românii tot vedem pe la televizor incendiile din Grecia și vreau să știu dacă voi sunteți în siguranță acolo unde sunteți. Da, am auzit chiar ieri, vorbeam cu cineva de la hotelul unde suntem cazați, că într-adevăr undeva în apropierea zonei în care suntem s-ar fi produs niște incendii, niște păduri, dar deocamdată aici unde suntem noi n-au ajuns, Doamne ajută să nu se întâmple așa ceva. Chiar mă gândeam și zic, Doamne, vântul ăsta, noi ne bucurăm de el că e o priză așa destul de puternică, dar probabil este un factor care ar ajuta focul să se răspândească și nu e chiar ok. Deocamdată nu există nicio alertă de incendiu în zona în care suntem noi. Sper să fie în regulă și să nu fim luați cumva pe neprinsă masă de o astfel de situație. Uite, vreau să știu dacă te protejezi, dacă vă protejați de razele solare, pentru că am auzit că sunt temperaturi foarte, foarte ridicate. Da, noi avem, toți avem și tricouri cu protecție solară, anti-UV și suntem echipați foarte bine, pentru că nouă ne și place să stăm foarte mult la plajă, deși la ora prânzului ne retragem la umbră la bar, acolo la restaurant, de luăm masa și cumva cele două ore de foc nu le petrecem pe plajă. Oricum noi stăm la umbră sub umbrelă. Deci vă spun, am consumat nu știu câtă cremă cu SPF ridicat. Ne dăm, deci suntem acum, am încercat să nu se vadă, dar stau așa, zic că sunt tătată cu iaurt așa, pentru că într-adevăr e foarte important și îmi doresc și foarte mult să petrecem totuși timp, că altfel ar trebui să venim doar câteva ore dimineața și abia după amiază câteva ore și vrem să petrecem cât mai mult timp aici la plajă. Suntem pe o plajă foarte frumoasă, foarte frumos amenajată, cu un nisip fin și e un loc în care venim de mai mulți ani la rând, de când ceilalți, de când copiii sunt mici, de când Ștefania era mult mai mică, de când s-a născut Petra, venim aici aproape în fiecare an și vrem să petrecem cât mai mult timp și atunci ne-am luat toate mijloacele de protecție. Deci ne dăm cu cremă până în dinți, cum se spune, și avem și echipamente ca atare. Temperaturile ridicate v-au împiedicat să vizitați, pentru că înțeleg că au fost închise câteva obiective turistice, așa este? Noi nu prea ne-am propus să vizităm în acest an foarte multe. Am mai vrea să mergem într-un loc, pe o plajă care e un pic mai departe de locul în care suntem cazați, dar încă nu suntem așa siguri, pentru că, repet, suntem
mulți, vă dați seama, cu trei copii și cu bunica și încă niște prieteni, mai suntem mai mulți copii și este mult mai comun să ne organizăm așa. Nu ne-am propus să vizităm nimic, pentru că, într-adevăr, este foarte cald și știți foarte bine, l-avem și pe Filip. Filip are nevoie de o atenție deosebită, pentru că e un copil special și atunci el trebuie să aibă masa într-un anumit fel pregătită și nu prea am putea să mergem în alte locuri, astfel încât să avem toate cele necesare la noi. Așa că ne-am organizat să stăm în acest loc și nu știu, n-am auzit dacă au fost închise anumite obiective turistice din cauza temperaturilor, dar da, sunt ridicate, pentru că azi dimineața, la 9, când am venit pe plajă, deci era foarte cald, iar apa este ca un ceai. Efectiv, este foarte, foarte caldă. Și de asta ne bucură briza aceasta de două zile care bate destul de puternic aici, că o face mai suportabilă șederea pe plajă. Eu cred că copiilor totuși le place că apa este așa un pic mai caldă, că poate să stea acolo, să bălăcească. Da, este un avantaj, pentru că știi, nu mai ai senzația aceea când ieși din apă și te ia frigul. Nu, e o binecuvântare atunci când ieși din apă și simți răcoarea vântului, pentru că, repet, apa e foarte caldă. Niciun an nu am prins apa să fie atât de caldă. Este parcă a încălzit-o cineva pe aragaz și la 9 dimineața, repet, este la fel de caldă ca și după amiază. Deci, pentru că și seara e foarte cald, seara mai stăm pe terasă și nu e foarte comod, pentru că temperaturile sunt destul de ridicate. Mulțumim tare mult, Cristina, că ți-ai făcut timp să intri în direct cu noi. Vă dorim în continuare vacanță plăcută și vă așteptăm acasă. Sigur că da, mulțumim mult de tot. Mai avem un plan să mai facem un popas și prin Bulgaria, așa că se mai lungește șederea noastră în afara țării, mai ales că noi am mai fost și prin Franța și prin Italia. Ne-am propus ca în acest an să bifăm cât mai multe destinații, că după aceea începe munca și nu mai putem să facem deplasări de genul. Uite, poate mai facem un jurnal de vacanță chiar și din Bulgaria. Cum să nu? Cu mare drag! Mulțumim tare mult și vacanță frumoasă în continuare să aveți! Vă pup! Numai bine, mulțumim și noi! Iar acum noi mergem mai departe și am câteva sfaturi pentru cei pasionați de grădinărit. Și vreau să vă zic așa, grădinile Ritei ne-au pregătit ceva. Bună, sunt Casiana și astăzi o să vă destăinui câteva trucuri pentru a avea o grădină frumoasă și roditoare. Sunt trucuri simple la îndemâna tuturor. Cojile de ouă le spălați, le uscați și le mărunțiți, iar praful obținut îl împrăștiați pe sol sau îl adăugați în apa cu care veți uda plantele și o să vedeți că este un îngrășământ foarte bun pentru acestea. Zeațul de cafea, dacă îl uscați și îl împrăștiați pe sol, revigorează plantele și ajută la fânarea solului. Cenușa obținută în urma arderii lemnelor este un îngrășământ natural valoros. Aceasta poate fi împrăștiată direct pe sol, fie iarna, fie primăvara de vreme, într-un strat subțire și incorporat odată cu pământul. Aceasta este bogată în fosfor, potasiu și calciu, care ajută la creșterea plantelor. Primăvara, pentru a ajuta plantele să intre în sezonul cald, când de obicei acestea și înfloresc, este bine să puneți o lingură de zahăr într-un litru de apă și să udați plantele pentru o înflorire abundentă. De asemenea, apa cu zahăr ajută foarte mult la atragerea pondarilor, a buburuzelor și a altor insecte folositoare, care ne ajută la polenizare și la combaterea dăunătorilor și în special a afidelor. Cojile de la banană sunt un îngrășământ valoros pentru plante și în special pentru flori, fiind bogate în potasiu. Acestea pot fi folosite crude, uscate sau mărunțite. De obicei se pun la rădăcina plantelor și ajută mai ales la înflorire. Plantarea de arpagic și usturoi lângă legume ajută foarte mult la îndepărtarea afidelor și a altor dăunători ai acestor plante. Plantarea de flori și plante aromatice în grădină ajută la atragerea insectelor folositoare
ajutătoare, care în continuare o să ne ajute foarte mult la polenizare. Dacă vă confruntați cu melcii de grădină și cu limacșii, puteți pentru aceasta să folosiți sare sau varne stins sau praf. O să creați cu ajutorul acestora o perdea de protecție de jur împrejurul grădinii, într-un strat subțire, pulverizați sare sau var și aceștia nu se vor mai apropia de plante. Să știți că melcii adoră mirosul de bere. Dacă vreți să scăpați de aceștia, este suficient să puneți bere într-o farfurie pe care să o lăsați în grădină peste noapte, iar a doua zi o să găsiți melcii înecați în bere. Dacă aveți probleme cu cârtița în grădină, trebuie să știți că aceasta nu o puteți omorî pentru că este protejată de lege, ci puteți doar să o îndepărtați. Puteți planta fritilaria și laptele cucului, plante care, datorită mirosului, alungă cârtițele. Până săptămâna viitoare, vă doresc spor în toate! De la ora 16 urmează Dincolo de ceea ce știm. Oana Constantin și Luminița Aristea sunt chiar aici în platou și ne vor spune ce vor discuta astăzi. Bună ziua și bine ați venit! Bine te-am regăsit! Te pup, Andreea, uite că am venit pe la tine să vedem ce ne spun astrele, pentru că o avem pe Luminița, așa cum ai spus și tu, și pentru că este prietena noastră. Acum o întrebăm așa în premieră, ce ne pregătește luna august? Un singur cuvânt. Foc! Aoleu! Au, ce înseamnă asta? E de bine sau de rău? Ce este focul? Multă pasiune? Multă căldură? Să sară inimile din piept? Ah, multă emoție! Bine de aia, știi tu de care? Deci, cel pasional! Cel puțin până pe 23 august suntem în regatul leului, așa încât focul va fi la el acasă. Și afară este, după cum vedeți, și vremea ține cu leul și o să fie o perioadă foarte, foarte... O perioadă de vacanță, o perioadă de, cu multă căldură și în suflet și în inimă. Și suntem înconjurați de această căldură. O să fie provocator, dar o să ne placă, sigur. Ce trebuie să se aștepte zodiile de la faptul că suntem în zodia leului? Cum ne influențează asta? Este clar, în primul rând, zodiile care sunt pe crucea fixă. Este vorba de scorpion, este vorba de taur, este vorba de leu și vărsător. Vor fi cele mai provocate de această perioadă. Vor fi vedetele, ca să spun așa. Restul... sunt și ele influențate, dar cele patru zodii vor fi, să spun așa, în acțiune. Vreau să vă rog ceva, vreau să-mi spuneți ce înseamnă pentru Capricorn această lună. Pentru Capricorn mai liniște. Capricornul a fost acum un an foarte provocat, un an și jumătate. Acum este în vacanță. Nu prea. Vacanță mai ușor, mai blând totul. Am înțeles. Avem și o lună nouă pe 8, nu? Da, și trebuie să spunem că nouă ne punem extraordinară. 8-a, îți dai seama. 8-a, un număr foarte puternic și numerologic. O lună care are loc în această perioadă a portalului leului. Da, se deschid toate aceste porți, ca să spun așa. Este o conexiune, deoarece am avut o lună plină în vărsător, în 24 iulie, și mai avem o lună plină tot în vărsător, în 22 iulie, și această lună nouă în leu este între cele două lunații. Și dacă vorbim de vărsător, vorbim de magnetism, vorbim de electricitate, vorbim de toată această energie. Și din cauza aceasta, această perioadă va fi foarte, foarte puternică. Ce înseamnă pentru noi lună plină? Cum ne influențează asta? Luna plină înseamnă realizarea unor dorințe pe care ni le-am pus la luna nouă din vărsător, care adică a avut nopt. Loc. Și acum în opt. Luna plină. Luna plină, dar da. De luna nouă ne punem intenții. De luna nouă ne punem intenții. Deci luna plină e luna plină și luna nouă e luna nouă. Da. Vă și eu lucruri de la voi. Da. Acum pe 8 ne punem intenții și în 22 august culegem roadele intențiilor pe care le-am pus în 11 februarie. Gândește-te bine ce intenții ți-ai pus atunci. Eu cred că nu mi-am pus nicio intenție, asta e cel mai prost. Dar dacă o fac acum, mai dacă are... o faci acum, poți să o faci acum și vei culege roadele în 16 februarie anul, până în 16 februarie anul viitor. Cam târziu, ai 6 luni la dispoziție. Aoleu, câtă răbdare îmi trebuie. Nu e neapărat 6 luni. Este o perioadă de 6 luni de zile. Intenția, dar poate se manifeste într-o lună, în 2 luni, în 6 luni. Dar puneți intenție, fiindcă este o lunație foarte, foarte puternică.
Cred că este o emisiune foarte mult așteptată de telespectatori, să vorbim în sfârșit ce ne rezervă această lună, așa este? Așa este, da. Și mereu când vine Luminița, știi ce îmi place foarte mult la ea? Este că vine cu această energie așa pozitivă, da, care ajunge și acolo, în casele oamenilor. Așa, și ne dă și vești bune. Adică, zic, să profităm, să ne uităm de la ora 16. Mie îmi place să văd jumătatea plină a paharului, că jumătatea goală să o vadă alții. Și mai spuneai de un Uranus. Da, Uranus în data de 20 august, Uranus intră în retrogradare. La fel, este un moment important. Această retrogradare va ține următoarele 5-6 luni și... Mulțumim tare mult! Mai multe detalii vor afla telespectatorii noștri începând cu ora 16. Noi, dragii mei, am ajuns la final. Nu uitați că vă aștept și mâine începând cu ora 14, pentru că vreau să vă dau foarte multă bună dispoziție. Nu uitați că vă aștept pe pagina mea de Facebook Andreea Frățilă sau pe Instagram frății.andreea. Nu uitați că totul va fi bine. O după amiază frumoasă să aveți!